genul programului Pamflet. Într-un oraș în care urbanismul e vraiște, disciplina în construcții e Dumnezeu. E un oximoron categoric, dar e real. Acoperișul verde al Pieței Mari este o problemă pe cât de banală, pe atât de serioasă. Nenumărate sesizări care reclamă nefireasca și derutanta culoare verde a acoperișului semitransparent al Pieței Agroalimentare au ajuns de mult la urechile primarului. Inițial ne-a liniștit, spunându-ne că suntem norocoși, s-a discutat cu furnizorul materialului care a garantat nu că produsul din plastic va ține mult și bine, ci că își va pierde curând intensitatea culorii de la soare. Ceea ce se potrivește de minune cu interesul nostru, căci ceea ce suceveanul își dorește este să meargă să facă piața și să cumpere exact ceea ce crede că vede. La Piața Mare însă, de când avem acoperiș modern, totul e o loterie. Fie că alegi roșii, ardei sau trandafiri, socoteala de la tarabă nu se potrivește cu cea din afară. Ori aspectul este cel mai important principiu în alegerea unor legume. În cunoștință de cauză, cum spuneam, primarul Ion Lungu are în vedere remedierea problemei de câteva luni. Scuza principală este că așa a impus disciplina în construcții, de parcă acolo nu lucrează tot oameni. Dimpotrivă, specialiștii de la disciplina în construcții ar trebui să prevadă toate aceste detalii și să remedieze astfel de prevederi ale planului urbanistic al primăriei. Oricât de oficial ar fi acest document, nu este parte din plăcuțele cu poruncile lui Moise. Cu alte cuvinte, e perfectibil, se poate schimba. Angajații de la disciplina în construcții sunt acolo nu doar ca să vegheze la respectarea legislației, ceea ce e foarte bine dacă o fac, dar și să găsească soluții tehnice când e nevoie. Când legea dreaptă, strâmbă, e folosită să țină de dos incompetenței, n-are cum să fie simplu. Când însă lucrăm pentru oameni, totul devine limpede. Numai să fie bune intenții. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt cele bune.